Salut și bine te-am regăsit la un nou episod pe acest canal. De data asta ne jucăm Forza Horizon 4. După cum bine observi sau nu observi, se mișcă jocul puțin, tel mult mai bine. Am schimbat Windows-ul, mi-am băgat Windows 10 Pro. Asta am făcut eu. Știu că vine un episod de Forza 1 după altul, avem aici o bestie de mașină. S-ar putea să mă aud cam prost, pentru că nu mi-am făcut setările la microfon, nu mi-am băgat aplicația microfonului. Dar se blochează că acum am intrat în joc, probabil. În fine, este primăvară. N-am texturile încărcate de primăvară momentan. Ne plimbăm puțin, el să-și dea drumul și după aceea băgăm o cursă cu această bestie de mașină. M-am jucat pe timp de iarnă până a venit primăvara, e și logic. Și se mișca impe-fucking-cabil în față de cum se mișca înainte. Ca să vă dați seama, am ajuns să-mi bag înainte setările pe low. Very low. Ultra low. Depinde cum vrei să o iei. Ca să mă pot juca fără să se blocheze. Și chestii de-astea, știi? Deci, avem o cursă nouă aici. Hai să ne băgăm pe ea. Bun. Hai să facem să vedem ce este de capul ei. Ce să vă mai zic vouă? Mâine vine un episod din GTA din Rage MP. În seara asta s-ar putea să fim live cu Forza, s-ar putea să fim live cu Rage MP. Nimeni nu știe. Hai să facem cursă cu Mitsubishi-ul ăsta din 95 care îi arată impecabil. Știu că mi-au copyright pe muzica asta, fuck you YouTube, asta e și așa am dat claim de muzică și pe muzică care nu e cu copyright, așa că îmi bat piciorul, mai pe românește. Vă zic din start, s-ar putea să se blocheze câteva momente pentru că, na, calculator și nu e Xbox. Și până se încălzește, până să încarcă toate texturile astea pe aici, până calculează el tot, durează un pic, dar nu durează la fel că dura înainte. Nu știu ce draci, dar miaz avea el atunci înainte, dar nu mergea nici cum bine. Dar acum uite cum arată jocul ăsta. Este 5 dimineața, eu filmez la 5 dimineața acest videoclip. N-am stat de mult timp, n-am mai stat până la 5 dimineața pentru joc. Având în vedere că nu de mult mi-am instalat driverele de la placa video și ce am mai avut eu pe la placa de bază. Și asta e cam în premieră, primul episod pe Windows 10 Pro. Eee, până acum avem Windows 10 Home. S-ar putea să fi fost și aia de vină. Nu mai cred nimic în ce zice la tutoriale ăștia pe internet, că cică Windows 10 Home e mai bun pentru că nu consumă atât de multe resurse, ceea ce nu cred acum. Pot să zic că mi se mișcă jocul altfel cu Windows 10-le ăsta. Asta e. Îl am cu licență pentru că am avut contul ăsta de l-am pe el pe contul celălalt care am avut licență și am licență pe joc. Pe joc, pe ăsta, pe Windows. Foarte tare, foarte tare. Hai să-l ajungem pe fraierul ăsta din fața noastră. Pam, șpem, fam. Avem un wheel spin. Îl deschidem după. S-ar putea să avem două wheel spin-uri, dacă mă gândesc mai bine. Îl deschidem după această cursă. Foarte, foarte la bară, la bară. O napotor cu știi la loc. Așa. Vreau să fac cunoștință cu copacul. Știu că am rewind-ul, dar este mai frumos fără rewind. Adică vedeți și mașina fără spoiler și oglindă pe dreapta. Bă, oare mai are încă oglindă pe dreapta? Mi-e rama să mă mir. Știu că s-ar putea să mă aud ca din fundul curului. Cel mai probabil mi-a luat microfonul de la cameră. Îmi cer scuze pentru calitatea audio. Cazul acesta. Voi știți ce calitate audio aveam eu.
refac eu cumva, nu vă faceți voi griji de asta, o refac eu, cum să nu fie tata. S-ar putea să trebuiască să-i dau numai un restart și și-a revenit, cred că da. Restart la calculator și și-a revenit microfonul, pentru că mi-am făcut setările și mi-am băgat piciorul, n-am mai dat restart, am dat repede să fac episod pentru mâine, de fapt pentru astăzi. N-am niciun episod și pe timp de zi chiar n-am. Bun, să vedem ce ne dă. 13.000, atâția influencer. Avem un super wheel spin. Avem un super wheel spin și un spin normal. Bun. Să nu zici că avem un nou barfoil. Avem o grămadă de curse. Putem să facem o grămadă de curse. Foarte tare. Bun, hai să dăm wheel spin-urile. Să ne ducem să parcăm undeva mașinuța. Vedeți? Și-a revenit jocul. Acum se mișcă foarte acceptabil. Bun. Eu dacă n-aș cunoștea graficile și astea, dacă nu te-ai uitat la un gameplay, ai zice că e filmat pe Xbox. Bun, să vedem ce ne pică, ce ne pică, ce ne pică, ce ne pică. Să ne pice niște bani. Wow. E bine, avem un Carrera din 73, un Comedy Claxon și o geacă... Bă, aveam Forza Edition sus. Bun, avem un wheel spin. Ce ne dă, ce ne dă, ce ne dă, ce ne dă? Să vezi că îmi dă haină. Oh, Honda! Ca să vă dați seama, eu mă bucur la orice mașină primită. Bun. Pot să-mi schimb plansonul acum în timp real? Pe joc? Bă, bune, trebuie să mă duc în... trebuie să mă duc în festival. Nu mai mă duc în niciun festival. Bun, hai să mai dăm o cursă. Dacă tot a fost bine, ne-a dat niște wheel spin-uri. Bun. Sau, hai să mergem să căutăm barfind-ul. Dacă tot e aici, hai să mergem să-l căutăm. Și avem și acum chef de viață la 5 dimineața. Nu știu dacă mai mă culc în seara asta. Atât de bucuros sunt că merge jocul. Nu vă dați voi seama cât de bucuros sunt eu, cât de bucuros pot să fiu eu în sinea mea, că se vede jocul ăsta în halul în care se vede și merge în halul în care se... în halul în care se merge. Altfel nu putem să zic și pot să împărtășesc și cu voi aceste momente. Mă puteam juca și solo, singur, aici, da... Cum am învățat să trâncăn în fața la un microfon și la o cameră. Și na, acum lipsește cum mă joc un joc, mă chinui să fac ceva în joc. După aia nu împărtășesc cu nimeni, parcă e... Man, fata, man, rin, știi? Bun, hai să facem și o poză la dânsa. Să vedem dacă ne iese poza asta ca lumea, dacă nu am eu poze cu mașina asta, nu vă faceți voi griji. Mașina asta mi-a ieșit, știi cum, foarte demențială. Adică, privește tu culoarea asta, uite ce culoare asta. Uai, de capul meu. Pua. Merge. Stai așa. Soft. Ui. Nu. No. Îi dăm pe Y, îi dăm pe backspace și dăm aici să facem un screenshot. Am făcut screenshot-ul. Dăm aici și exit the photo mod. Bun, hai să ne ducem să găsim barfind-ul. Să vedem ce are să avem la barfind.
Adică comparați și voi. Nu, atunci era și iarnă. Dar puteți să comparați totuși. Cum se mișca pe episodul trecut și cum se mișcă acum și cum arăta atunci și cum arată acum. Ia, că văzusem. Aha, e de fast travel, parcă, nu? Da, e de fast travel. Cred că eu îmi găsesc toate este de fast travel și după aia îmi cumpăr castelul care îmi dă și fast travel, știi? Castelul sau casa, nu știu care e. Cred că este casa. Este castel care îți dă fast travel. Ok, trebuie să ne mai cumpărăm și noi case. Până acum avem 2 sau 3 case. Mi se pare că 2 case. Am vrut să cumpăr una la un moment dat, dar m-am răzgândit. Da, 2, că am casa normală și am casa de la VIP. Aha. Mașina asta se duce foarte tare, numai că are 5 viteze și e limitată tare de acele 5 viteze. E aici? Uite că urcă. Nu cred pe aici, nu cred. Hai să caut cu mașina, având în vedere că e primăvară, e câmpul, cum este câmpul și putem observa. Ups. Știi ce? A, da tot cu mașina. Bă, cum să duce mașina asta pe aici? Credeam că să dărâmă și cu pacul ăsta. Cum să dărâmă așa asta la alt? Cred că este în pădure aici, în dreapta. Ceva să mă face să cred că este aici. Totuși, mă duc și în partea asta să văd, să mă asigur. M-am asigurat, nu este nimic. Bun, să văd aici în pădure, dacă se este. Adică pe aici. Ups. Nu mor eu că nu văd nimic. Ce limită? Hai să dau un goan așa pe aici, pe margine, dar nu cred. Pe unde poate să fie, mă? Păi aveți vreo idee pe unde poate să fie? What? Aici? Poate să fie aici? Nu, aici e drumul. Ar avea voie să fie spawnat pe aici prin ăsta? Cred că da. Cred că da, are voie să fie și pe aici, răspunsul. Recalculating route. Taci tu din gură. Nu, mă duc în partea unde vrei tu să mă duc. Eu mă duc în partea unde vreau eu să mă duc. Frustă. Am găsit, bă! L-am găsit și fără să vreau. Băi, dă-te, dracu. N-aș fi crezut. Ce mașină e asta? Băi, ești nebun. What? Niște ulei pe acolo. Wow. It may not look it now, but this car is a masterpiece of British design. Makes you proud. Wow. O vom lua episodul viitor. Ford Escort-ul nu-l iau pentru că nu-mi place. Asta îmi place. Îmi place.
Bun, am luat Barfind-ul, am luat Super Wheelspin, am luat Wheelspin. Am făcut cursă, v-am prezentat mașină nouă. Am discutat cu voi probleme din viața mea. am îmbunătățit grafica, gameplay-ul la joc. Nu se mai blochează cum se bloca înainte, mă pot juca, este foarte jucabil, pot să fac ce vreau eu, pot să mă duc viteză pe aici, să rămân fără oglinzi. Am rămas fără oglinzi. Am avut cu gura cam mare. Stai așa că vreau să fac o poză aici. Bun. Pan 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 pan. Bun. Nu, 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 nu. Ok. Și dăm așa și așa. Nee. Nu iese fain. Sper că v-a plăcut acest episod. Eu am fost Emanuel, după cum bine știți, și până data viitoare, eu v-am salutat. Salut!